e doar un exemplu de aparatură de ultimă generație expusă la Hi-Fi Arena 2009, cel mai important eveniment al anului în materie de echipamente audio și video. S-a inventat și plasma ecologică cu o diagonală de 137 de centimetri și cu un consum minim de energie electrică. Aici în spate avem cea mai nouă plasma din lume și totodată cea mai subțire, cel puțin la 6 brad, 2,54 de centimetri sau un inch. Totodată promovăm și ideea de plasma wireless. Pe partea de mediu și protecția mediului avem eco-modul, consum de două ori mai puțin al curentului, nu se folosește plumb, nu se folosește mercur, boxele sunt făcute din fibre de bambus. Această plasmă se va vinde în România abia peste 2 luni și costă aproximativ 5.000 de euro.